Bună seara și bine v-am găsit! Meteorologii ne aduc vești bune pentru ziua de mâine. Temperaturi ușor mai ridicate vor fi în majoritatea regiunilor. Să vedem dacă și la noapte stăm bine la capitolul vreme. În această noapte cerul va fi senin pe întreg teritoriul românesc, cu excepția zonei sud-vestice, unde se vor aduna nori denși. Spre dimineață, pe arii restrânse se va forma ceață. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile scad considerabil, astfel că în centrul țării nu vor fi mai mult de 4 grade Celsius. Ceva mai ridicate de 15 grade vor fi prin sud-est. Pentru ziua de mâine, valorile termice vor continua să crească ușor în regiunile nordice și vestice, iar mercurul din termometre va indica 22-23 de grade Celsius. Cerul va fi unul mai mult variabil și va avea norări temporare, numai prin regiunile sud-vestice și de centru va ploua slab. Prin aceste zone și temperaturile vor fi ceva mai joase, de 18 grade Celsius. Ne îndreptăm către regiunile din zona Moldovei și observăm că aici soarele va fi prezent la datorie atât în stânga cât și în dreapta prutului, iar temperaturile vor oscila între 19 și 23 de grade Celsius. La Chișinău se anunță pe o vreme frumoasă, de dimineață va fi ceață, însă peste zi aceasta va dispărea și va fi soare. Pe la orele amiezii, mercurul din termometre va indica 21 de grade, iar noaptea vor fi 14 grade Celsius. La București, vremea va fi destul de normală din punct de vedere termic, cerul va avea unele norări, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare în cursul zilei, temperatura maximă va fi de 18 grade, iar cea minimă de 16 grade Celsius. Acestea au fost datele despre starea vremii, o seară liniștită, la revedere!